tot triști. Intenția lui Dumnezeu de a ne umple sufletul de bucurie și de dragoste nu este o joacă din partea lui. El chiar dorește lucrul ăsta. Vă aduceți aminte de ceea ce spune Dumnezeu, că rezultatul numărul unu al prezenței Duhului Sfânt în viața unui credincios este că acel credincios nu mai este ca ceilalți. Vă amintiți care e deosebirea între un credincios duhovnicesc și un om firesc? Poftiți? Deci, încă o dată, care e deosebirea între un om firesc și un om duhovnicesc? Între un om educat, între un om care cunoaște foarte multe, dar în puterea lui, în puterea firii lui, și între un om care este umplut de Duhul Sfânt și este duhovnicesc. Care e deosebire? Da, așa e. V-am auzit mai devreme, dar vreau să ziceți mai tare. Zice, roada Duhului Sfânt, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea. Opriți-vă aici, că e destul. Vin și celelalte după aceea, dar imaginați-vă cum este un om care este în secolul 21 plin de dragoste, bucurie și pace. Vă puteți imagina cum arată. Asta este programul de lucru al lui Dumnezeu. Toate celelalte despre care noi vorbim au ca scop să producă un om de felul acesta. Ați vrea să fie așa? Ați vrea să puteți iubi? Să puteți fi fericiți? Să aveți pace? Îndelungă răbdare, bunătate, dragoste? Bine ați venit în seara asta! Ne-am întâlnit duminică, luni, marți, este seara patra, așa este? Miercuri. Aș vrea să vă invit la un studiu în seara asta despre experimentul uman. Am o întrebare pentru dumneavoastră, după care, după ce vom răspunde la ea, vom încerca să cântăm împreună. Dar până atunci, întrebarea mea ar fi așa. Știți că Dumnezeu ne-a creat pentru viață veșnică. Dumnezeu ne-a luat și ne-a pus în Eden, în paradis. A fost un experiment lucrul ăsta sau nu? Mă urmăriți? Sunteți cu mine? A fost un experiment lucrul ăsta sau nu? Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a pus acolo, în grădina Edenului, ca să cădem? A vrut Dumnezeu ca noi să ne împiedicăm la un moment dat și să ne trezim în afara grădinii Edenului cu păcate după noi? Nu. În momentul în care omul totuși a căzut în păcat, momentul ăsta al căderii în păcat,
a fost un experiment? Sau a fost, eu știu, o realitate planificată mai devreme? A planificat cineva căderea? Da, nu? Dacă vorbim de un experiment, vreau să vă întreb, experimentul al cui e? Al cui e experimentul? Dacă vorbim că s-ar putea să fie căderea omului o experiență, un experiment, al cui e experimentul? Poftiți? Mi se spune, nu e un experiment. E sau nu e? Haideți să gândim puțin, haideți să dăm drumul. Sau, încă o dată, dacă este un experiment, cine a vrut să facă experimentul ăsta? Cineva îmi spune Lucifer. Știți că mulți dintre prietenii mei îmi spun că Dumnezeu a făcut experimentul ăsta. Și trebuie neapărat să contrazic cu toată puterea că experimentul nu e al lui Dumnezeu. Dar dacă nu e al lui Dumnezeu, al cui e? Poftiți? Cel rău să știți că n-a vrut să facă experiențe, el a vrut să distrugă pur și simplu, la el planul a fost clar. Cine a vrut să facă experiențe? Omul. Noi am vrut să facem experiențe, să vedem cum e. Iar tot ceea ce se întâmplă astăzi sunt roadele unei experiențe sau unui experiment pe care noi l-am pus la cale împreună cu cine? Împreună cu cine? Cu cel rău. Aș vrea să clarificăm lucrurile astea foarte bine. Experimentul uman pornit împreună cu Lucifer pe baza minciunilor și înșelăciunii acestuia au condus lumea noastră la starea de astăzi. Din cauza asta avem nevoie să înțelegem câteva lucruri pe care vom încerca să le rezolvăm astăzi. Vom încerca să înțelegem că cel mai propice mediu, cel mai favorabil mediu în care lucrează Lucifer sau Marele Amăgitor este confuzia. Când un om este confuz, când nu știe ce e bine, când nu știe ce este rău, când nu poate să aleagă între bine și rău, în momentul acela, mediul acesta este cel mai favorabil pentru ca Satan să lucreze în el. Din cauza asta, punctul numărul 1, feriți-vă de confuzie. Faceți clar în mintea dumneavoastră fiecare situație prin care treceți și această claritate vine din cuvântul lui Dumnezeu. Punctul numărul 1. Punctul numărul 2. Uitați-vă puțin în trecut. Folosiți modelele trecute, experiențele trecute, ca elemente de studiu și lecții pentru ca să nu repetăm aceleași greșeli. Dacă cineva nu învață nimic din istorie, este condamnat să repete greșelile istoriei. Așa este. Ce s-ar întâmpla dacă în fiecare generație ar fi trebuit să reinventeze roata? Ce s-ar fi întâmplat? Dacă fiecare generație ar fi trebuit să o ia de la început, să inventeze fiecare generație roata. Ce s-ar fi întâmplat? N-am fi ajuns niciodată la autovehiculul de azi.
Cumva experiența trebuie să se clădească de la o generație la alta. Din cauza aceasta Dumnezeu ne-a dat această cunoștință a istoriei, pentru ca prin cumulul a sute de generații, generația din secolul 21 de acum să poată dispune de tot bagajul de cunoștințe, de experiențe și de rețete pe care Dumnezeu le are pentru ca noi să nu facem greșelile antecedenților noștri. Cam despre asta vom vorbi în seara aceasta. Cam ăsta este scopul întâlnirii noastre de acum și ceea ce urmează de acum înainte este o ilustrație a acestor lucruri. Pentru că noi avem câteva probleme. 1. Prima problemă a generației mele de astăzi este că este extrem de confuză. Trăim o generație care nu știe ce este bine și ce este rău, să despartă stânga de dreapta. Este o generație care spune că toate lucrurile merg și își permit orice. Punctul 1. Punctul numărul 2. Este o generație care nu învață nimic din istorie. Punctul numărul 3. Este o generație care nu vrea să schimbe nimic. 4. Este o generație care spune că totul este bun, când în realitate nu totul este bun. Și în situația asta în care mergem noi așa, astăzi, cea mai mare șansă a noastră este să repetăm greșelile generațiilor trecute. Și veți vedea împreună cu mine că lucrul ăsta s-a întâmplat. Noi repetăm greșelile generațiilor trecute. Contează mult perspectiva aceasta pe care versurile unei cântări simple o aruncă sufletului nostru. Poate că dacă nu veți prinde nimic mai mult de atât, dar dacă plecați cu cântecul ăsta în suflet, acest cântec va schimba mult în viețile noastre. Haideți să începem ce ne-am propus. O să rog media să mă ajute cu primul slide. Vă mulțumesc. Cred că îl puteți citi împreună cu mine. Sper să apară și pe ecranul din spate. Dragii mei, prima contradicție din istorie a generat primul păcat. Rețineți această realitate. Prima contradicție a condus la primul păcat. Dumnezeu i-a spus omului în Geneza 2 cu 27, nu păcătui, nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, căci în ziua în care vei mânca, veți muri negreșit. Punct. Ce avea omul, ce trebuia omul să facă? Să creadă în primul rând și apoi să asculte. Lângă acest postulat, lângă această axiomă, s-a așezat însă foarte curând cealaltă voce care a zis: ba mâncați, oameni buni, pentru că nu veți muri. Hotărât. Ba dimpotrivă, dacă veți mânca, vi se vor deschide niște capacități intelectuale, senzoriale, extraordinare și veți progresa într-o dialectică a binelui și răului. Folosesc cuvinte mari pe care istoria le-a folosit. Și veți fi ca Dumnezeu. Pe cine credeți? Îți spune unul, vei muri, îți spune celălalt, nu vei muri. Tu pe cine crezi? Pe cine crezi? Pe cine iubești? Pe ăla-l crezi. Foarte interesant că Adam, Eva de fapt, ca să fiu foarte exact, foarte interesant este că omul l-a ales sau a ales afirmația hotărât, nu veți muri. Afirmația pe care o făcuse Lucifer. Vreau să vă întreb, îl iubea pe Lucifer? Iubea omul pe Lucifer? Nu ajunsese să-l iubească.
Problema este însă că neîncrederea sugerată de Lucifer l-a aruncat pe om în zona de confuzie, în zona de Babilonie, în care n-a mai știut pe cine să iubească. Și asta este marea problemă. Noi suntem, trăim astăzi într-o zonă identică. Astăzi, prietenii mei, generația mea, nu mai știe pe cine să iubească. Ar iubi, nu știu pe cine. S-ar lega cu toată inima de cineva dacă ar ști de cine să se lege. Nu știu de cine să se lege. Dragii mei, au trăit într-un sat de mincinoși, iar ei au fost suficient de naivi încât au crezut că trăiesc în satul oamenilor cinstiți. Au crezut pe toată lumea și în final au descoperit că toată lumea i-a mințit. După ce au descoperit că toată lumea i-a mințit, după aceea au început să nu mai creadă pe nimeni. Și când au ajuns să nu mai creadă pe nimeni, au început să nu mai poată iubi pe nimeni. Și asta este tragedia generației mele. De la Descartes încoace s-a lansat vorba aceea pe care dumneavoastră o știți, dubito ergo sum. Îndoiește-te și dacă reușești să te îndoiești, este vorba de îndoiala filozofică, atunci știi că existi. După ce au stat într-un sat de mincinoși, au învățat atâta doar să nu mai creadă pe nimeni. Și Dumnezeu se apropie de noi și apropie de generația mea și îi spune: te iubesc cu o iubire veșnică. Și generația mea răspunde: nu te cred. Înțelegeți dificultatea, înțelegeți problema. Repet încă o dată, într-o zonă de contradicție, într-o zonă de confuzie, Satan lucrează cel mai bine. Rezultatul confuziei este primul păcat. Vă amintiți? Simplu. Adam și Eva au făcut exact ceea ce Dumnezeu le spusese să nu facă. Puțin mai târziu, situația este repetată în copiilor, Cain și Abel. Până la o anumită vârstă, Adam și cu Eva, dar își educau copiii cum să se închine. Până la o anumită vârstă, tatăl, adică Adam, aducea jertfe pentru fiii lui. La o anumită vreme, vremea de majorat însă, Adam le-a dat liber să se închine ei înșiși în condițiile în care vor ei. Și le-a spus: de acum încolo închinați-vă voi. Și au ieșit amândoi la câmp, și Abel și Cain. Și a fost primul moment în care ei au adus jertfă. Și la primul moment de jertfă au ajuns să se încurce lucrurile. Cain a adus o jertfă din roadele câmpului. Abel a adus o jertfă de ispășire. Abel s-a rugat pentru iertare. Cain a zis: eu n-am nevoie de iertare. Repet, Abel a zis: Doamne, iartă-mă! Cain s-a îndreptat către Abel și l-a întrebat: de ce să te ierte Dumnezeu? Cain a ridicat problema spunând: pedeapsa a fost prea grea și Dumnezeu este nedrept. Adică? Păi de ce a scos din grădina Edenului pe tata și pe mama pentru faptul că doar au, ce au făcut? Au mâncat dintr-un pom. Vreau să vă întreb.
Vi se întâmplă vreodată ca copiii să vă sară gardul în grădină și să vă fure din fructe? Da, vi se întâmplă? Sigur că da. Dacă îi prindeți, ce le faceți? Credeți, e simplu. Ideea este că îi ierți, sunt și ei copii. De ce n-a putut să facă Dumnezeu așa cu Adam și cu Eva? De ce nu a zis, e, lasă, dă-le drumul, că ce, au luat și ei dintr-un fruct. De ce n-a făcut așa? Și Cain spune, pedeapsa e prea mare. Dumnezeu este nedrept. Eu n-am nevoie să-mi cer iertare de la un Dumnezeu nedrept. Și refuză să facă lucrul ăsta. Abel, fratele lui, ia un miel, îl aduce ca jertfă și spune, nu-i așa, frate. Vreau să-ți spun ceva. Când tata și mama a luat din pom, știi în cine a lovit? Știi în cine au lovit ei? Și Cain s-ar putea să fi răspuns, nu mă interesează. Dar Abel a continuat și a zis, primul care a fost lovit de păcatul tatălui meu și al meu a fost mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu eu am murit, ci Iisus Hristos a murit. Nu știu dacă prindem în momentele acestea toate consecințele acestor două feluri de a gândi. Cert este însă că după o vreme Cain n-a mai suportat discursul fratelui său care îl punea într-o situație stânjenitoare. El vrea să-și apere identitatea și libertatea lui. El vrea să spună că n-are nevoie de un mântuitor. El vrea să spună că n-a greșit. El vrea să spună că are dreptate. El vrea să spună că pedeapsa e prea mare. Iar fratele său nu înceta să spună că ei sau noi ca ființe umane suntem într-un experiment al propriei noastre greșeli și că greșeala noastră atrage după sine ruina cerului. Adică moartea Fiului lui Dumnezeu. Aceste două feluri de a gândi au explodat în momentele următoare, astfel încât Cain a lovit cu mânie pe fratele său. Eu nu vreau să spun, dragii mei, că a fost o crimă cu premeditare. Nu vreau să spun asta. La vremea respectivă, probabil, Cain nici nu știa ce e aceea crimă. Dar Cain s-a mâniat suficient de mult încât l-a lovit pe fratele său. Iar rezultatul a fost că fratele lui a murit. Înainte ca lucrul ăsta să se întâmple, auziți dialogul pe care l-a avut Dumnezeu cu Cain. Era momentul în care sufletul lui Cain clocotea de furie, începuse să adune frustrare, mânie. Și în momentul acela Dumnezeu a apelat la conștiința lui și i-a spus, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa că noi avem fața posomorâtă prea mult timp? De ce ne luptăm ca din când în când să mai zâmbim? Adică mediul nostru general este posomoreala. Nu știu dacă e cuvântul ăsta, dacă există, dar l-am creat acum. Și după ce noi ne posomorâm toată ziua, din când în când mai încercăm să mai zâmbim câte un minut. Pe vremea aceea era invers. Cain a stat tot timpul sub ideea aceasta
a luminii zâmbetului și dintr-o dată i s-a posomorât fața. Era o excepție. La noi excepțiile sunt când zâmbim. Și Dumnezeu îi spune, de ce ți s-a schimbat fața? Nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit de toată lumea. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dragii mei, mulți nu înțelegem. Realitatea este că Dumnezeu, în cartea asta, în Scriptură, despre care vom vorbi în continuu de acum încolo, încearcă să ne facă, să ne prevină să nu facem răul. Pentru că în momentul în care intri în zona răului, zice aici, păcatul pândește la ușă. Iar păcatul este zona de declanșare a morții în ființa umană. Și pentru ca să ne ferească de momentul acesta al declanșării morții în ființa noastră, Dumnezeu îi spune lui Cain, oprește puțin, ești în zona răului, ești în zonă de pericol. Nu merge mai departe, pentru că păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu poți să-l stăpânești. Înainte ca tu și cu mine să comitem vreun păcat, Duhul lui Dumnezeu și conștiința întotdeauna ne spune asta. Ați băgat de seamă lucrul ăsta? Există cineva, există ceva aici la nivelul conștiinței care îți spune întotdeauna, oprește, că poți să te oprești. De ce nu ne oprim? Ziceți. De ce nu ne oprim? Conștiința spune, oprește, nu e bine. Ioane, nu pune mâna pe alcool, că știi, e rău și pe urmă cine știe ce vei face în timp ce bei. Gheorghe, stai puțin, nu te supăra, nu te mânia, că supărarea duce numai la rău. Și-ți bați nevasta, îți cerți copiii, se întâmplă toate lucrurile. Oprește, stai! Și Ion, și Gheorghe, și Valentin pot să se oprească. De ce nu ne oprim? Foarte interesant aici. Dumnezeu îi spune lui Cain, tu poți să stăpânești păcatul. Ceea ce însemna că la vremea și în momentul acela Duhul Sfânt încă îl ajuta pe Cain foarte mult. Mai târziu, Sfântul Apostol Pavel spune că nimic bun nu a mai rămas în ființa umană. Nimic bun nu mai luptă pentru ca omul să stăpânească păcatul. La momentul în care vorbim acum, Duhul Sfânt este încă cu Cain. Putea să se împotrivească. Și lucrul ăsta este demonstrat și prin faptul că Dumnezeu vorbește cu el, îi spune. Și faptul că îi spune demonstrează că Dumnezeu este acolo. Încă ceva. Voi folosi și vă voi invita acum să vedeți textul acesta pe care l-am mai citit până acum. Este vorba de Roman, capitolul 1, de la versetul 21, 22, 24, 28. Auziți, zice așa. Fiți atenți, în problema păcatului există anumiți factori de decizie. Cel ce luptă împotriva păcatului sau ce luptă împotriva păcatului foarte puternic este legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu luptă puternic împotriva păcatului în viața ta. Când noi dăm la o parte pe Dumnezeu, dăm la o parte legea Lui. Haideți să citim împreună versetul 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dădat la gândiri deșarte, inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Vă rog să înțelegeți, în situația aceasta, legea lui Dumnezeu este dată la o parte. Adică nu cunosc pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit, sunt gândiri deșarte, inima lor fără pricepere s-a întunecat. Asta este situația omului fără legea lui Dumnezeu. Omul care a dat la o parte legea lui Dumnezeu. Și când dai la o parte legea lui Dumnezeu care este un scut împotriva păcatului, ce se instalează în loc? Tirania poftei, auziți? De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției
să urmeze poftele inimilor lor. E teribil să dai la o parte legea lui Dumnezeu. Când dai la o parte legea lui Dumnezeu din viața ta, vei fi cârmuit sau condus după aceea numai de, ziceți, numai de propriile tale pofte. Vei face tot ceea ce pofta te conduce să faci. Vreau să fac aia, vreau să fac cealaltă. Nu contează dacă e bine sau dacă nu. Dacă eu poftesc un anumit lucru, îl voi face. Rețineți. Ori de câte ori dăm la o parte legea lui Dumnezeu, vom pune în locul ei propriile noastre pofte. Vreau să vă întreb, de cine suntem conduși? De cine sunteți conduși dumneavoastră? De legea lui Dumnezeu sau de pofte? De legea lui Dumnezeu sau de pofte? Face parte din mecanismul acesta pe care Dumnezeu ni-l descoperă și ne spune clar, fii atent, omule, fii atent ce se întâmplă cu tine. Societatea a dat la o parte legea lui Dumnezeu. Și m-am uitat la televizor cum se scria mare pe ecran. Urmează-ți pofta. Trăiește-ți clipa. Sunteți o generație hedonistă a poftelor. Am citit lucrurile astea scrise mari pe ecranele de televiziune. Vorbește cu cineva, de ce faci lucrul ăsta? Și îți va spune, asta îmi place, asta vreau să fac. Îi vei spune, bine, dar nu e bine. Și el se va uita la tine și va zice, să fim serioși, și ce, dacă nu e? Asta îmi place. Am dat legea lui Dumnezeu la o parte și în momentul acesta ne conduce simplu, propria noastră poftă, în toate momentele vieții noastre. Aș vrea să urmăriți cu mine lucrul ăsta. Prima neascultare, neascultarea lui Adam și neascultarea lui Cain, sunt împreună. Prima neascultare conduce la o nouă religie. Țineți minte lucrul ăsta. Primul punct pe care l-am discutat a fost ăsta. Prima contradicție conduce la primul păcat. Prima confuzie conduce la primul păcat. Prima neascultare pe care a realizat-o Adam, Eva și Cain conduce la prima altfel de religie sau prima alternativă religioasă. Mă întreabă colegii mei de ce sunt atâtea religii. Mă întreabă prietenii de ce sunt atâtea religii. Aici e răspunsul. Exact aici. Vreau să vă întreb, pe vremea asta a lui Cain existau atei? Ce ziceți? Oameni care să nu creadă în Dumnezeu existau pe vremea aia? Poftim? Păi Cain a crezut în Dumnezeu. Păi n-a vorbit Dumnezeu cu el? Mai este ceva. Pe vremea aia era Edenul pe pământ. Citesc în Sfânta Scriptură că la poarta grădinii Edenului era un înger strălucitor care nu lăsa pe nimeni să intre. Putea cineva să zică că Dumnezeu nu există? Păi îngerii erau acolo, grădina Edenului era acolo. Încă o dată, putea cineva să zică că Dumnezeu nu există? Nu. Deci nu existau atei. Rezultatul, ce fel de oameni erau? Oameni religioși. Oameni religioși. Cu toate astea, oameni religioși fiind, iertați-mă, ce fel de om religios era Cain? Poftiți? Ce fel de om religios? A fost un om religios care n-a mai ascultat de Dumnezeu. Religia lui Adam.
Religia lui Abel a fost religia ascultării. Ei au ascultat continuu, permanent de Dumnezeu. Religia lui Cain a fost religia aceea în care Cain n-a mai ascultat de Dumnezeu. Și în felul ăsta, Cain a deschis ușa pentru o altă religie. A fost prima altă religie. După aceea au venit alții care au mers mai departe în stilul lui Cain. Spre exemplu, Lameh, unul dintre urmașii lui Cain, face același lucru, spune: ascultați soțiile mele, pentru că m-a jignit cineva, am lovit un tânăr. Și pentru rana mea am ucis. Erau atei? Poftiți? Erau oameni religioși, corect? Credeau în Dumnezeu. Ce fel de religie asta? Vă rog să observați religia lui Cain, cum merge. În religia lui Cain, credința în Dumnezeu se amestecă cu crima, cu violența, cu de toate. Câte forme de religie a neascultării e posibil să apară pe pământul ăsta? Poftiți? Câte forme? O infinitate. Pentru că fiecare om nu crede în Dumnezeu în conformitate cu stilul lui. Adică te întâlnești cu cineva și spune: uite, eu nu beau, să fie foarte clar, dar mai fur și eu. Mai fur. Păi de ce fur, mă? Păi? Și asta, discuția asta eu am asistat foarte clar pe vremea comunismului pe tren. Și auzeam povestind, spunând: păi fur, că terenul ăsta de unde fur eu este terenul care mi l-au luat ei de la tata. Adică el spune: prima dată comuniștii au furat de la tata, mi-au furat terenul, au spus că e al lor, cum să fie al lor când era al meu, și acum fur și eu de la ei că doar e terenul meu. Și îmi spuneau ei: nu e nicio problemă, fur din al meu. Bun, dar de la fabrică, păi furăm din al nostru. Și așa mai departe. Apoi am mers altă dată cu trenul și tot aceeași discuție am surprins-o de la altcineva care m-a uluit pe mine, că de acolo am luat exemplul ăsta, și mi-a zis: domnule, eu sunt un om integru, nu fur niciodată. Să fie foarte limpede. Dar mai beau și eu. Că de? Ălălalt spusese: eu nu beau niciodată, că e urât să bei. Să-ți bați nevasta, să-ți bați copiii. Eu fur, dar nu-mi bat nevasta și copiii. Eu îi ajut, că aduc acasă. Zicea cel ce fura, da? Observați câte feluri de neascultare există. Unul are felul lui, celălalt are felul lui, celălalt are felul lui. E o infinitate de alte religii. Să știți că, deși ni se pare că este o infinitate de alte religii, de fapt sunt doar două. Una ascultă de Dumnezeu și alta e treaba ta în câte feluri nu asculți. Important e că nu asculți și atât. Uitați-vă puțin la Cain, că rezonează cu noi. Geneza 4. Cain a zis Domnului: pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Auziți? Îl acuză el pe Dumnezeu: Doamne, Tu nu potrivești bine lucrurile. Fapta mea a fost prea mică, păcatul meu e prea mic și pedeapsa este prea mare. Asta a fost teza lui Cain dintotdeauna. În felul ăsta a privit și primul păcat al părinților săi. Așa a zis despre părinții săi: Doamne, o faptă foarte mică a părinților mei, păcatul a fost mic, pedeapsa a fost mare. El vine la fel și spune: păcatul meu este mic, pedeapsa este mare. Apropo, ce păcat făcuse? Îl omorâse pe fratele său. Păi dacă ăsta e păcat mic, atunci care e păcat mare?
Dar vă rog să observați cum fiecare dintre noi privește propriile lui păcate ca fiind mici. Niciodată nimeni nu vede păcatele lui ca fiind mari. Întotdeauna le vede mici. Și el spune mai departe, pedeapsa e prea mare să o pot suferi, e insuportabilă, va trebui să mă ascund de fața ta. Wow, ce? El spune că cea mai mare pedeapsă este faptul că va trebui să se ascundă de fața cui? De fața lui Dumnezeu. Cum vi se pare treaba asta? Îl iubea Cain pe Dumnezeu? Îl iubea? Pe momentul în care spune trebuie să mă ascund de fața ta și asta îmi produce o durere extraordinară, nu vi se pare că îl iubea? Așa pare, că îl iubea. Și îi spune, uite, trebuie să fiu pribeac și fugar pe pământ. Și Dumnezeu îi zice, nici de cum. Voi face în așa fel încât nimeni să nu se atingă de tine. Te voi proteja, îți voi da un semn. Pentru ca nimeni să nu se atingă de Cain. Eu voi avea grijă de tine. Observați, Dumnezeu care are grijă de păcătos. Și în Sfânta Scriptură mai târziu se scrie, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci vrea salvarea lui. Și iată, prima dovadă cum Dumnezeu lucrează pentru Cain, în favoarea lui, ca nu cumva să fie lovit. Dragii mei, dacă n-ar lucra așa Dumnezeu, vă dați seama unde aș fi eu? Vă dați seama că ar fi vai și amar de mine. Dar eu sunt acum înaintea dumneavoastră datorită faptului că în ciuda păcatelor mele Dumnezeu a lucrat pentru salvarea mea. Același lucru face Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu lucrează pentru salvarea ta. Fără discuție. Uitați-vă însă la Cain ce face. După ce Dumnezeu îi dă un semn și îl asigură că nimeni nu-l va condamna, nimeni nu-l va ucide, după ce primește actul acesta de iertare din partea lui Dumnezeu, semnat și cu parafă, și îl are în buzunar, după aceea versetul 16, apoi Cain a, ziceți, a plecat din fața Domnului. S-a mai întâlnit vreodată cu Dumnezeu? Nu. Textul spune că a locuit departe de fața Domnului în țara Nob. Nu s-a mai întâlnit niciodată cu Dumnezeu. Observați o discrepanță enormă. El plânge la început. Va trebui să mă ascund de fața ta, ca și cum l-ar iubi pe Dumnezeu, și când Dumnezeu îl iartă și îl aprobă, ce face Cain? Fuge de fața Domnului. El fuge de fața lui Dumnezeu. Ăsta este harul ieftin. Har înseamnă iertare. Har înseamnă favoarea lui Dumnezeu. Har înseamnă faptul că Dumnezeu are grijă de tine. După ce Dumnezeu te-a iertat, după ce Dumnezeu are grijă de tine, după aceea, cei mai mulți dintre noi, în cadrul unei religii care nu ascultă, facem același lucru. Punem iertarea lui Dumnezeu în buzunar și plecăm și nu ne mai interesează nimic. Marea majoritate a oamenilor care nu se întorc la Dumnezeu au impresia că sunt iertați, că le merge bine, că toate lucrurile sunt în ordine și cu asta basta. Ei au impresia că sunt chiar într-o relație bună cu Dumnezeu. Ei au impresia că toate lucrurile sunt rezolvate prin harul lui Dumnezeu și că Dumnezeu e bun. Dumnezeu este atât de bun încât ei pot să fie, ziceți, răi. Ăsta a fost Cain. El a zis, Dumnezeu este atât de bun încât eu pot să-mi permit să fiu rău. Consecințe. Primul experiment. Încă o dată, a cui a fost experimentul? Primul experiment al omului s-a terminat cu ce s-a terminat? Uite, citiți aici, vă rog frumos, spuneți-mi încă o dată pe slide aici. Primul experiment al omului s-a terminat cu potopul. Totul a pornit de la veți cunoaște binele și răul și veți fi ca Dumnezeu, Geneza 3:5, și s-a ajuns la... Atunci Dumnezeu a zis, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie, adică de violență, de răutate. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul acesta. Ăsta a fost experimentul. A pornit de la, veți cunoaște binele și răul,
și s-a sfârșit unde? Nu, nu, s-a sfârșit la tot pământul, a fost plin de silnicie. Unde-i binele? Asta e toată problema. Au pornit de la veți cunoaște binele și răul și au ajuns acolo încât binele a dispărut, a rămas numai răul. În momentul în care acceptăm în viața noastră, în credința noastră, în felul de a fi al nostru, binele și răul, mai devreme sau mai târziu, răul va devora, va mânca, va distruge tot binele care ar putea să existe. Și astfel s-a ajuns la potop. Potopul este acea realitate în care Dumnezeu arată că ființa umană a ajuns la absurd. Nu se poate. Zice, toate gândurile sale erau îndreptate numai spre rău. În fiecare zi făceau același lucru. Vreau să vă întreb un lucru. Nu vi se pare că se întâmplă același lucru și azi? Spuneți-mi, vă rog, la nivel de media, la nivel de filme, vedeți vreo preocupare după bine? Fiecare film nu face altceva, fiecare comunicare, mass media, nu face altceva, parcă descoperă ceva mai hidos, parcă descoperă ceva mai înjositor, parcă descoperă ceva mai pervers și asta comunică generației care ascultă. Acea realitate, toate gândurile lor mergeau numai spre rău. Vizează foarte mult generația mea. În condițiile acestui decret universal, citesc din Evrei, capitolul 11, prin credință Noe, și apare omul ăsta, care este extraordinar, prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, adică Dumnezeu i-a spus despre intenția lui de a duce potopul, a făcut un ce? Un chivot. Citiți aici, am subliniat cu galben, a făcut un chivot. Ce înseamnă un chivot? Vă rog să observați, Apostolul Pavel nu mai vorbește de corabie. El vorbește de un chivot ca să scape casa. Chivotul era locul de închinare. Corabia asta n-a fost o corabie simplă în care se adun doar animalele și se face acolo un loc de depozit. A fost locul de închinare, locul chivotului care a salvat pe Noe și pe casa lui. Asta mi-arată simplu că anume pentru generația noastră, în condițiile în care suntem acum, ceea ce va salva casa noastră, viața noastră, este închinarea. Noi vom fi salvați de situațiile în care suntem prin decizia noastră de a construi în viețile noastre închinarea în raport cu Dumnezeu. E mult de vorbit aici. Auziți? Prin aceasta el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii prin credință. Dar nu voi rămâne foarte mult aici, pentru că aș vrea să mă grăbesc împreună cu dumneavoastră. Concluzie. La primul experiment. Dacă Dumnezeu n-a cruțat lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 inși, erau împreună câți? 8. Când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, deci dacă Dumnezeu n-a cruțat lumea veche și a scăpat pe Noe, înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cu cernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Care e concluzia? După experimentul ăsta pe care l-au făcut primii noștri părinți, la ce concluzie, ce ar trebui să învățăm? Că există mântuire de o parte pentru cei care doresc neprihănirea și există
pedeapsă, pe de altă parte, pentru cei ce batjocoresc, pentru cei ce nu țin cont de Dumnezeu. Aplicația este că trăiesc într-o generație în care lucrurile acestea dispar. Oamenii uită și de răsplătirea lui Dumnezeu, uită și de pedeapsa lui Dumnezeu. Oamenii au impresia că ei sunt totul într-o vreme ca asta. Vreau să te întreb din nou în dialogul ăsta. Unde te plasezi tu? Unde te plasezi în această relație a răsplătirii cu Dumnezeu? Unde? Pentru că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Strigătul lumii dinainte de potop este un strigăt după pocăință. Vă aduceți aminte de textul care spune cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla a idoma și la venirea Fiului Omului? Luați, vă rog, toată această istorie și puneți-o în dreptul nostru azi. La ce concluzie ajungem? Ce concluzie? Vreau să vă întreb, e confuzie azi? E confuzie așa cum s-a întâmplat pe vremea lui Cain, pe vremea... E confuzie? Este. Ce mai este? În afară de confuzie. Sunt o mulțime de variante de religii astăzi? Fiecare cu religia lui? Din ce cauză sunt atâtea religii? Din ce cauză, vă mulțumesc, din ce cauză sunt atâtea religii? Pentru că varianta religioasă este varianta neascultării. Pot să fie mii de religii datorită faptului că sunt mii de posibilități de a nu asculta de Dumnezeu. Dar există o singură posibilitate de a asculta de Dumnezeu, da? Una singură. De ce suntem aici? Pentru a încerca să înțelegem acea unică variantă de a asculta de Dumnezeu. De asta suntem aici. Vreau să înțelegem acum la final. Acela a fost primul experiment. După Noe însă a început cel de-al doilea experiment. Care e diferența între primul și al doilea experiment? Poftiți? Care e diferența? Diferența este Iisus Hristos. Cine i-a chemat pe oameni la pocăință înainte de potop? Noi, așa este. 120 de ani i-a chemat la pocăință. Cine te cheamă în al doilea experiment? Iisus Hristos. Iisus Hristos te cheamă în al doilea. În mod normal, după primul experiment, ar trebui să înțelegem valoarea pocăinței. Că dacă s-ar fi întors la Dumnezeu, că dacă s-ar fi pocăit lumea aia dinainte de potop, spuneți în ce s-ar fi întâmplat? Nu era potop, așa este. Ar fi fost mântuiți, ar fi fost salvați, n-ar fi venit peste ei ceea ce a venit peste ei. Dacă s-ar fi pocăit. Lecția a fost, pentru noul experiment, cel de-al doilea, adică experimentul ăsta de astăzi, ar fi fost, haideți ca noi să nu facem ca ei, adică noi să ne... Hai să ne pocăim noi, astăzi. Cine ne spune să ne pocăim? Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Până la capăt. Cu puțină vreme înainte de potop, Noe s-a suit în corabie, s-a închis ușa și s-a terminat. În al doilea experiment, Iisus Hristos a mers cu noi până la capăt.
a mers înaintea mea, a gustat moartea pentru mine, a gustat sacrificiul pentru mine, a mers cu mine până la capăt, numai pentru ca să știu că merită să-mi schimb viața. Adică chemarea lui la pocăință, strigătul lui la pocăință este extrem de puternic, ancorat în acea suferință teribilă a crucificării sale. I-a iubit până la capăt. Cine? Evrei 1 cu 3. El, care este oglindirea slavei Tatălui, este întipărirea ființei Lui, care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. El a fost acela care a strigat pe cruce Eli, Eli, la masa Bactanii. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Vă dați seama cât de importantă e pocăința pentru mine azi? Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De câte ori trebuie să ne roage Dumnezeu pentru ca să ne convingă? De câte ori? Apostolul Petru, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat. V-ați lepădat de el înaintea lui. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii lui. Dragii mei, ăsta este experimentul 2. În experimentul 1 n-a fost așa ceva. În experimentul 2 noi am făcut lucruri mult mai grave decât în experimentul 1. În experimentul 2, auziți, v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit, ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș, ați omorât pe Domnul vieții și ați ales ce vi-a plăcut. Realitatea asta i-a făcut pe cei din ziua cinzecimii cărora le vorbea Petru, în experimentul ăsta al doilea, să zică: fraților, ce să facem? Fraților, ce să facem? Și acolo Petru le răspunde: pocăiți-vă și întorceți-vă la Dumnezeu ca să vi se ierte păcatele. Întorceți-vă. Știți ce înseamnă pocăință? Ce înseamnă pocăință? Nu vreau definiții foarte complicate, ceva foarte simplu. Imaginați-vă că eu merg în felul ăsta, liniștit înainte. De câte ori m-ați văzut pe mine potignindu-mă de treapta asta? Nu? Și la un moment dat ridicați piciorul așa și în fața dumneavoastră e prăpastie. Și în ultima clipă, când sesizați că e prăpastie în fața dumneavoastră, în ultima clipă ziceți: aoleu, nu e bine. Și în secunda următoare faceți așa. Știți cum se numește momentul ăsta? Pocăință. Atât. Ai mers și descoperi că dai în prăpastie. Și când te-ai hotărât să nu cazi în prăpastie, te întorci înapoi. Și când te-ai întors înapoi, îi pocăință. Spuneți-mi, vă rog, de ce vă e rușine să nu cădeți în prăpastie? De ce vă e rușine să vă pocăiți? Adică eu, nu dumneavoastră. De ce ți-e rușine, Valentine, să te pocăiești? De ce îți e rușine să nu mai cazi? De unde sindromul ăsta al oilor, al turmelor de oi? Știți că au fost situații în care 400 de oi s-au luat una după alta și 400 de oi au căzut într-o prăpastie, s-au făcut praf. N-a fost în stare una să se oprească. Din ce cauză? Sindromului de turmă. A căzut prima, mergem toți acolo. N-ar fi fost bine ca măcar o oaie
să se oprească, să zică stai puțin că mă întorc înapoi? Măcar o oaie. Dar din cauza că ar fi râs toate celelalte oi de ea, din cauza că și așa toate celelalte oi au mers în direcția cealaltă, și oaia care la un moment dat s-a oprit a zis, eu merg mai departe. Și au căzut 400 de oi. Nu odată ni se dă a doua șansă. După lumea antediluviană care ar fi trebuit să se pocăiască, a doua oară ni se spune nu repetați greșeala. Și totuși cuvântul lui Dumnezeu spune cum era în zilele lui Noe, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Dragii mei, mă opresc aici. Nici n-am curajul să spun amin. Pentru că este una dintre cele mai mari provocări ale lui Dumnezeu vis-a-vis de pocăință. De ce oare sângele lui Iisus Hristos, chemarea lui Iisus Hristos, nu e în stare să ne oprească? De ce nu ne întoarce înapoi? Mântuitorul ne asigură că realitatea cu care suntem confruntați noi acum este o realitate aflată la răscrucea dintre viață și moarte. N-are rost să mai fim confuzi acum. N-are rost. N-are rost să avem religia noastră, că suntem oameni religioși, că suntem și noi cu Dumnezeu, că suntem și noi bine, dar avem religia noastră, dar nu ascultăm. Nu este cazul. Este cuvântul lui Dumnezeu care ne spune limpede, este o singură credință. Un singur Dumnezeu. Un singur botez. Aici este autenticitatea. În unicitatea acestei relații cu Iisus Hristos. Dragul meu, oricine ar fi, aș vrea să te invit în seara asta la un moment de redeșteptare, la un moment de gândire serioasă în legătură cu viața și cu deciziile pe care noi le luăm. Dacă cumva mai ești într-un moment de confuzie, vreau să-ți spun că a sosit vremea pentru ca să se facă limpezime. Să se facă clar că Dumnezeu e cu noi și ne cere să fim cu El. Aș vrea să te invit la rugăciune. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, pune în sufletul nostru gândul că ne aflăm într-o zonă de maximă seriozitate, că ne aflăm într-o zonă de apropiere de Tine. Și că odată cu această apropiere de Tine ne apropiem de viață și ne despărțim de moarte. Ajută-ne să înțelegem că între acestea două se află momentul alegerii noastre din fiecare zi, din fiecare seară. Ajută-ne să înțelegem, Doamne, că ne-ai pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestem. Ajută-ne să înțelegem că ne-ai rugat cu glas de sânge să alegem viața. Pune în sufletele noastre decizia onestă și dorul și dragostea după Tine ca să putem alege
din toată inima viața. Doamne, ajută-ne să Te iubim mai mult decât rușinea. Mai mult decât rușinea de oameni. Ajută-ne să Te descoperim în viața noastră. Mai frumos decât toate chemările acestei lumi. Suntem conduși de pofte, Părinte. Și ele ne nebunesc alergarea. Te rugăm să pui în locul lor legea Ta. Pentru ca să știm drumul drept al întoarcerii noastre spre viață și spre Tine. Părinte, ne-ai dăruit pe Domnul Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem valoarea acestui dar. Trăim al doilea experiment, trăim a doua șansă. A mai fost odată, Doamne, lumea asta judecată și stăm în pragul celei de-a doua judecăți. Te rugăm frumos, ajută-ne să ne trezim prin harul lui Iisus Hristos. Și ajută-ne să prețuim fiecare moment de pocăință. Scoată-ne, Doamne, din sindromul acesta al turmei. Și ajută-ne ca să ne venim în fire. Unul, doi, trei, sau câți vom fi. Ajută-ne să ne oprim înainte de a fi prea târziu. Și să ne întoarcem la Tine. Acolo sau spre unde auzim glasul Tău. Și, Doamne, să râdă o lume, să urle un iad întreg. Ajută-ne să nu ne mai oprim de la a merge spre Tine și nu spre prăpastia căderilor noastre. Întoarce-ne înapoi. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin. Amin.